cu Radu Constantinescu la Europa FM. Da, drum cu prioritate începând din acest moment și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Este 14 februarie și în studioul nostru, așa cum v-am anunțat mai devreme, este Gașpar Gheorg. Bine venit, Gașpar, din nou. Bine, alături de noi. Psiholog, clinician și psihoterapeut relațional specializat, printre altele, în terapia de familie și cuplu. Evident că astăzi vom discuta despre ce înseamnă, de fapt, Valentine's Day pentru cupluri, pentru iubirile noastre. Înseamnă celebrarea iubirii sau stresul alergătorii după cadouri, după flori, după ciocolată, după... Cred că orice sărbătoare implică și o anumită sursă de stres, doar că de această dată vorbim despre acel stres pozitiv, eustresul, care ne ajută să ne mobilizăm, să ne gândim la o serie de surprize, la o serie de activități pe care le-am putea face împreună cu persoana iubită. Și adevărat că în secolul 21 oamenii au această așteptare ca tot ceea ce e important și simplu să vină ușor, să nu depunem un efort. Însă cred că nu e deloc sănătos în momentul în care noi ne implicăm într-o serie de activități care implică și niște provocări, după aceea satisfacția este mult mai mare. Momentul în care un bărbat depune un efort pentru a găsi cadou potrivit, nu știu, o carte pe care își dorește foarte tare iubita, sau face o programare, o rezervare la un restaurant aparte, în momentul respectiv satisfacția lui va crește decât atunci când trece pe stradă, cumpără un fir de trandafir la colțul străzii, se duce acasă și îl oferă partenerei. De aceea cred că merită să depunem ceva mai multă energie în a sărbători ziua îndrăgostiților. Și aici noi românii avem o mare dificultate, pentru că suntem stângaci, ne simțim rușinați, avem această teamă de intimitate și nu îndrăznim să ne exprimăm afecțiunea prea tare în cuplu, însă nu este un indicator de sănătate relațională, din contră. Acele popoare, acele națiuni unde partenerii îndrăznesc să-și facă un pic mai vizibil afecțiunea unul față de celălalt au un nivel de sănătate relațională mult mai crescut decât acele popoare unde totul se întâmplă mai degrabă în spatele ușilor închise. Și trebuie să cumperi ceva, nu-i așa? Că îți dai seama ce stres îți iei acasă dacă nu faci gestul ăsta. E bine, e bine să oferi un cadou acum, că el e mai mult sau mai puțin simbolic, deja nu mai contează atât de mult, deși s-ar putea să însemne foarte mult pentru partenere. Sunt unele femei care preferă o felicitare care e făcută de iubit, sau alte femei care preferă să primească floarea pe care o iubește cel mai tare. E important ca noi bărbații să fim atenți la partenerele noastre în adevăratul sens al cuvântului. Și invers. Exact, exact, exact. Chiar aș dori să întreb pe cei care ne ascultă ce au cumpărat. Dacă au cumpărat ceva, ce preferă partenerelor, partenerilor, să ne scrie pe WhatsApp la 0728111222. Dar, Gașpar, e nevoie de o astfel de zi pentru a ne oferi dragostea unui a celuilalt, așa, în mod vizibil, sau de preferat ar fi câte puțin în fiecare zi? Sigur, e indicat să ne exprimăm iubirea față de jumătatea noastră în fiecare zi, doar că mintea omului are nevoie să celebreze din când în când astfel de evenimente. Exact așa cum aniversăm ziua de naștere a cuiva, la fel merită să aniversăm și toată această energie care este reprezentată de relația noastră de cuplu. Și din păcate, în zilele noastre, majoritatea adulților lasă relația de cuplu undeva la sfârșitul listei de priorități. Nu mai avem suficient de multă energie pentru intimitate, deoarece o consumăm la serviciu, în tot ceea ce înseamnă creșterea și educația copiilor, încercăm să ne transformăm visurile în realitate și așa mai departe, și atunci uităm că, de fapt, de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea și durata vieții noastre și avem nevoie de astfel de sărbători, chiar dacă părinții noștri, bunicii noștri nu au celebrat iubirea, asta nu înseamnă că e ceva în neregulă. Înseamnă doar că e un nou obicei pe care merită să-l integrăm în viața noastră. Sau poate o celebrau, dar nu neapărat de Valentine's Day, poate o celebrau de dragobete. Sigur, probabil că o făceau într-o manieră fie mult mai discretă, fie au ales o sărbătoare care este specifică culturii noastre. O să fie tot fie momentul să punctăm dragostea, nu? Avem Valentine's Day, avem dragobetele. Da, da. Urmează 10 zile în care partenerii pot serba iubirea, pot celebra ceea ce ei au împreună zi de zi. Nu e musai să fie pe 14 sau pe 24. Important e să se întâmple. Adică să aibă acea îndrăzneală, acea disponibilitate de a spune da, apreciez foarte mult relația noastră și vreau să sărbătorim acest moment. Unii bărbați spuneau în glumă că o să-și însceneze răpirea în perioada asta până pe 8-9 martie. Da. Ca să vadă cât de mult sunt iubiții ei de partenerele lor, probabil. Probabil, da. Probabil. Continuăm discuția pe Facebook Radio Europa FM și ne întoarcem cu Gașpar Gheorg, pentru că vrem să vă anunțăm o surpriză. Peste doar câteva minute nu va mai fi surpriză. Rămâi cu Europa FM. Iar pentru cei care nu ne ascultă acum pe radio, dar se uită pe Facebook, surpriza este că
Gașpar va fi colegul nostru în fiecare miercuri. Vom avea aici la Europa FM psihologie cu Gașpar Gheorghi. Bine ai venit, Gașpar. Mulțumesc, ne bucurăm tare mult. Sunt extrem de onorat. Pentru că reacțiile celor care ne ascultă au fost întotdeauna senzaționale și au fost foarte, foarte multe întrebări, pentru că dragostea îi preocupă pe ascultătorii noștri și este foarte bine. Și nu neapărat dragostea, cât, să zicem, buna înțelegere în familie, fie cu partenerul, fie cu părinții, fie cu cei mici, cu copiii. De aceea o să avem foarte multe de discutat în fiecare miercuri, așadar o să ne întâlnim. Ce urmează pentru tine, în afară de această emisiune de la Europa FM, de această rubrică? Pe 24 februarie avem un eveniment la TNB, Epic Talk despre iubire și alte chestiuni de suflet se numește. Și e un eveniment foarte special pentru mine, deoarece toți cei care s-au înscris, din păcate este sold out deja, e un eveniment gratuit, suntem la a doua ediție, și toți cei care se înscriu ne trimit o întrebare care îi preocupă pe ei în legătură cu iubirea sau relația de cuplu. Și noi vom împărți aceste întrebări pe 4 sau 5 categorii și în această seară de 24 februarie vom încerca împreună cu colega mea Diana Stănculeanu să răspundem la aceste întrebări pentru a ajuta pe oameni să funcționeze și mai bine în relațiile lor cele mai importante. E un proiect care anul trecut a avut un mare, mare succes și sala de la TNB, sala Pictura e un loc absolut aparte, oamenii s-au simțit extrem de bine. A fost. Și pe tine personal te pot găsi ascultătorii noștri pe un blog, pe un site? Pe site-ul nostru, pagina de psihologie.ro, e site-ul în care apar majoritatea articolelor mele, evenimentele pe care le organizăm, datele mele de contact, toate sunt. Și primești și întrebări? Avem și o rubrică intitulată Cititorii întreabă, la care ne străduim să răspundem, nu doar eu, ci întreaga echipă de terapeuți ai care fac parte cumva din pagina de psihologie. Suntem destul de mulți la nivel național, cred că undeva în jur de 60-70 de. Și predomină întrebările despre relația de cuplu sau despre relația cu copiii? Sau despre relația cu copiii. Cu copiii, în principal, nu? Dintre adulți și copil e ceea ce stârnește un pic mai mult motivația și energia românilor. Relația de cuplu, așa cum spuneam, e undeva la capătul listei de priorități, din păcate. A, și asta se vede și din interesul pe care îl acord de cei care te contactează. Exact. Am înțeles. Sunt foarte mulți care spun că nu sunt fani Sfântul Valentin, însă sărbătoresc dragobetele. E minunat. Din punctul meu de vedere, nu e musai să fie 14, poate fi 23, 24, adică important e doar să celebrăm iubirea. Am înțeles. Florile predomină printre cadourile preferate, cel puțin ale ascultătoarelor. Ieri am fost la cumpărături, am vrut să iau un buchet de flori. Și am observat o chestie foarte interesantă. Eram singurul bărbat care cumpăra flori. În rest, erau 5 doamne care își cumpărau pur și simplu flori. Florenii, erau încântate. Sunt femei și nu bărbați. Erau încântate, da. Pentru că aminte de un cuplu care a venit la mine în terapie și eu le dau uneori tot felul de teme de casă, prescripții comportamentale le numim. Și o astfel de recomandare pentru bărbatul din cuplul respectiv a fost să-i ducă soției un buchet de flori, pentru că femeia a spus că niciodată n-a primit din partea partenerului ei flori și erau deja de vreo 17 ani căsătoriți. Evident că au venit la terapie de dragul copilului, nu de dragul relației de cuplu. Și bărbatul, în momentul în care i-am spus care e recomandarea, și-a dat puțin ochii peste cap, dar a zis că face, se implică. Și ce a făcut? S-a dus cu fiul lui, care era adolescent, au cumpărat florile, le-au pus într-o sacoșă, ca să nu le vadă nimeni, și în momentul în care tata a ajuns în dreptul și a scos florile din sacoșă, a bătut la ușă, soția l-a deschis și i-a dat florile. Deci e atât de mare. E o reticență, e o jenă. Teama de penibil și de a nu fi arătați cu degetul și de a nu fi judecați. E o jenă pe care recunosc și o resim și eu când merg cu un buchet de flori pe stradă, de exemplu. Nu? Deși, nu știu dacă ai observat că și eu sunt genul de bărbat care cumpără flori, dar e un magnet pentru femei. Nu știu dacă ți se întâmplă și ție când mergi cu un buchet de flori pe stradă ca bărbat, multe priviri sunt îndreptate. Da, bine, admiră florile, probabil. Florile bărbatul, depinde, e. Și foarte târziu am învățat că buchetul de flori se ține așa, da, nu așa. Da, sau? Da. Păi sigur, îl țineam așa pentru a-l piti puțin, să nu fie foarte vizibil. Nu știu câți ani o să ne ia să scăpăm de. Și cred, nu știu de unde vine treaba asta. Pentru că noi eram obișnuiți să ducem flori învățătoarei, profesoarei. Da, dar noi am văzut pe tații noștri. Nu știu dacă tu ai văzut pe tatăl tău dăruindu-i flori mamei. Destul de rar. La noi, în familia mei, nici măcar nu se sărutau în prezența noastră a copiilor. Înseamnă adică, că de acolo sigur, vine toată treaba. Inhibiția asta a fost atât de crescută și atunci nouă nu ni se pare normal. Mi se părea firesc să-i duc un buchețel de ghiocei doamnei învățătoare sau dirigintei, dar deja și mamei și chiar tata mă încuraja, dar tata niciodată nu avea această
atitudine. Așa. Dar chestia asta ne-a afectat doar pe noi, pe ele nu, pe femei. Femeile adică, sunt dornice, își să fac... Să primească, sigur, ele își doresc. Și chiar cumpără să facă, nu știu, să ofere flori colegilor de serviciu, colegilor de școală, de muncă. De... Și mai e un aspect, și anume, un bărbat care e preocupat de astfel de lucruri pare să fie văzut drept prea sensibil, de către cine? Prea romantic, de regulă de către comunitatea de bărbați. Femeile apreciază genul ăsta de bărbați. Nu mai ești macho, nu mai ești... Exact, exact. Nu vorbești despre mașini, nu vorbești despre contul din bancă, ci în momentul în care o iei pe direcția asta, există acest stereotip care spune că nu ai fi suficient de masculin, deși, dacă ne uităm acum la trendurile internaționale, bărbatul curajos e bărbatul care vorbește despre ceea ce simte. Adică se schimbă destul de mult modelul, doar că până să ajungă și în România acest trend, cred că va mai trece ceva timp. Ești mult mai apropiat de noile generații, pentru că deseori intri și în contact cu ele la diverse întâlniri. Noua generație și-a mai schimbat percepția asta sau ne urmează cumva în frica asta de a oferi flori în reținerea? Cred că depinde foarte mult de unde trăiesc acești tineri. Pentru că tinerii din orașele mari care au acces la tot ceea ce înseamnă internet și informația recentă sunt mult mai flexibili decât am fost eu, de exemplu, la vârsta lor. Dacă mă uit însă la orășelele mai mici din provincie, la mediul rural, acolo deja lucrurile se mișcă puțin mai greu, nu sunt atât de spectaculoase pe cât sunt în orașele mari. Am înțeles. Ne întoarcem în direct imediat, avem și câteva mesaje de la ascultători și să anunțăm surpriza și la radio. Surpriza pentru ascultătorii noștri. Întoarcem și în direct la radio, la Radio Europa FM, pe toate frecvențele noastre și v-am spus că ne întoarcem cu, prin a anunța o surpriză. Surpriza este că Gașpar Gheorghi, psihologul clinician și psihoterapeutul relațional cu care stăm de vorbă în aceste momente, specializat, printre altele, în terapia de familie și cuplu, va avea emisiunea lui la Europa FM, rubrica lui Pe drum cu prioritate. Ne vom întâlni, Gașpar, în fiecare miercuri. Yay, abia aștept. Sunt foarte, foarte onorat. Mulțumesc mult. Și noi suntem fericiți pentru că ai acceptat invitația noastră și mai ales ascultătorii care ne scriu foarte multe lucruri pe WhatsApp. Sunt avizi de răspunsuri din partea ta cu privire la problemele de cuplu și nu neapărat de cuplu, ci și la nivel de relaționare cu copiii. Mm-hmm. Pentru că îmi spuneai ceva mai devreme, când nu eram în live pe radio, aici predomină problemele. Da, deschiderea relația părinți-copii e mult mai mare față de interacțiunea cu copiii decât față de relațiile de cuplu și atunci cele mai multe solicitări, cereri, atunci când vine vorba de a bate la ușa unui cabinet de psihoterapie, sunt centrate pe relația părinte-copil, pe ceea ce numim astăzi parenting. Ieri discutam la radio cu ascultătorii noștri despre un cercetător canadian care pe vreo 15 ani a studiat terapia pentru stresul post-traumatic. Și a inventat o pastilă pe care o iei și îți ștergi niște amintiri neplăcute. Fie că este vorba de amintiri neplăcute, nu știu, din Doamne ferește, nu știu ce, război sau problemă medicală prin care ai trecut, fie că este vorba din dragoste, amintiri neplăcute din dragoste, refuzuri, despărțiri dureroase. Ce părere ai despre treaba asta? Sunt două aspecte pe care le-aș sublinia, pentru că am citit și eu articolul. Pe de o parte, cercetătorul respectiv, care este și psiholog, spune că mai degrabă scade intensitatea încărcături emoționale, nu neapărat că sunt șterse amintirile. Și celălalt aspect care e foarte important de subliniat ne arată că, de fapt, creierul uman reacționează la fel de intens la durerea fizică, precum reacționează la durerea sufletească sau invers. Adică o despărțire mă doare la fel de tare ca și atunci când mi-am rupt o mână sau un picior. Și asta înseamnă că tot ceea ce ține de relațiile interpersonale nu ar trebui să mai fie minimizat, pentru că, într-adevăr, un divorț, o relație care a fost încheiată, ne creează un foarte mare nivel de disconfort. Și aici vine acest cercetător care ne spune că suferința poate fi un pic mai ușor gestionată dacă folosim acest propanolol, mi se pare că se numește substanța de care amintește el în studiu. Însă, de asemenea, spune că le recomandă pacienților să ia această substanță, după care să vină în ședințele de terapie cu el și să citească o poveste pe care ei au scris-o despre relația de cuplu care s-a încheiat. Adică nu e vorba doar despre a lua acea pastilă și imediat mă simt foarte bine, ci e vorba despre un proces psihoterapeutic în care eu
integrez în povestea mea de viață experiența negativă pe care am trăit-o, nu o șterg, nu o uit, nu o scot din istoricul meu personal, pentru că asta ar fi foarte dureros. Noi oamenii ne pierdem identitatea dacă pierdem părți din povestea vieții noastre, însă acest terapeut vine și spune că poate fi un pic mai ușor integrată experiența negativă cu ajutorul acestei substanțe care are un efect puternic asupra amigdalei, amigdala care este acea regiune din creier responsabilă de supraviețuire și în special de emoția de frică și de furie. Deci tonalitatea emoțională scade un pic în momentul în care avem acces la această substanță. Da, pentru că îmi scria un ascultător ieri pe care l-am întrebat dacă ar folosi un asemenea medicament cu o astfel de substanță și îmi spunea dacă le uit pe toate, dacă uit toate iubirile, nu mai pe aia care nu convine, știi ce se întâmplă. Da, în schimb, dacă ne uităm cu mai mare atenție la studiu, o să vedem că nu despre asta este vorba, ci doar despre a tolera un pic mai ușor emoțiile astea care de regulă ne copleșesc și care efectiv ne perturbă atenția, nu ne mai putem concentra pe muncă, pe relația cu copilul în momentul în care o relație se încheie atât de puternică intensitatea. Corect. Noi am luat partea amuzantă din știre, dar am profitat de prezența ta de specialist pentru a te întreba. Soției mele îi plac cel mai mult frezile galbene, așa că de Valentine's Day am luat un buchet de frezi galbene. Felicitări. Unul dintre puținii bărbați care oferă flori, apropo de discuția noastră de mai. Da, e un mare curajos. E un mare curajos. Da. Și te întrebam de unde vine reținerea asta a bărbaților în a oferi flori partenerelor. Cred că din lipsa de modele. Așa cum spuneam, eu nu i-am văzut nici pe tata, nici pe bunicii mei ducându-le flori femeilor din viețile lor și atunci odată devenit bărbat, mi se pare că e ceva nepotrivit. E adevărat că atunci când eram copil, le duceam doamnelor învățătoare, doamnelor profesoare flori, însă nu e același lucru valabil și pentru bărbați. Noi bărbații preferăm să pitim buchetele de flori, să le ascundem decât să mergem cu ele mândri pe stradă. Deși îmi spuneai că doamnele au așa o admirație aparte față. Experiența mea personală, atunci când am un buchet de flori, atenția e mai serios îndreptată asupra mea. Deci nu trebuie neapărat să conduci o mașină scumpă, iată, poți merge pe trotuar cu un buchet de flori în mână. Cel mai romantic mesaj de până acum. Am cumpărat de Valentine's Day un bax de hârtie igienică și o pastă de dinți că era nevoie. 1 martie împlinim 12 ani de căsnicie, sărbăm atunci mai personal. Mulți înainte, e foarte bine. Mulți înainte, da. Gașpar, mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne vom întâlni foarte des în fiecare miercuri de la ora 15 pe Drum cu Prioritate. Și de-abia aștept să dezbatem împreună tot felul de subiecte și să-i ascultăm pe prietenii noștri de la Europa FM să le ascultăm întrebările și problemele și despre asta este radio, să stăm, să-i ascultăm și să încercăm și niște răspunsuri. Mulțumesc tare. Mulțumesc frumos. Drum cu Prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.